Salut și bine v-am găsit la un giveaway pe Counter-Strike Global Offensive, după cum v-ați dat seama și în titlu. Uitați cele două item pe care o să le ofer la acest giveaway, un M4A1S Hyper Beast, battle scale de circa 9 euro și jumătate, dacă nu mă înșel, cam acesta era ultimul preț pe market, deci rotunjim undeva la 10 euro. Ia să vedem și într-adevăr cât este. Da, 9,61 a fost cel mai mare preț. Da. Și acest P90 Asimov Field Tested arată într-o condiție exemplară. Se ridică la prețul de circa 5 jumate spre 6. Deci un giveaway total de 15 euro aproximativ. Depinde cum vreau să privim, pe cea mare 6,25 și cea mai mică a fost 5,35, aprilie 11, aprilie 8, azi s-a dat cu 5,92. Bun, regulile sunt simple, o să aplaudez acest videoclip pe YouTube, bineînțeles că altfel n-aveam alt procedeu. N-aveam cum să fac public, pe părerea mea, acest giveaway. O să îmi copiez linkul videoclipului într-un site care o să extragă un singur câștigător random. Și regulile sunt: like la acest videoclip, eu nu prea țin neapărat, dar cred că o să verifice site-ul respectiv. Și să notați în comentarii numele vostru de Steam. De exemplu, cum am eu Dark for Moon și site-ul respectiv. Dark for Moon, luați voi. Așa scrieți voi în comentarii. Și al treilea și cel mai important pas, cred că cel mai important pentru voi este al doilea. Al treilea pentru mine este, bineînțeles, acum vă zic, cer să dați un share pe Facebook. Chestia asta m-ar ajuta enorm de mult, pentru că mesajul pe care vreau să-l transmit în acest videoclip este să-mi fac și mie într-un fel o promovare. Nu să arunc cu bani aiurea pe alte canale unde nu pot să îmi fac o publicitate bună. Cum ar veni este contracost această promovare. Giveaway-ul nostru e fake. Itemele cum ar veni le-am făcut, să zicem, pe mocangeală. Chiar dacă este o expresie puțin mai ieșită din peisaj. Ofer decât aceste două iteme, v-am zis și cât costă, v-am arătat de fapt regulile, vi le-am zis și de ce fac acest giveaway, v-am zis și că nu este fake, v-am zis. Probabil o să ziceți că este fake, că nu se merită, că de ce dau atâta, că pentru unii acești 15 euro e cam mult. Credeți-mă că am pierdut acum câteva zile 66 de euro la pariuri și acum în starea în care m-a pus, sunt perfect sănătos, perfect fericit, n-am nici măcar o părere de rău. M-am distrat când am jucat la pariuri și tocmai de asta se numește pariu, pariezi. Ăsta este singura stare neplăcută este când pierzi, bineînțeles. Itemele au fost cumpărate cu bani din wallet, din portofelul Steam, făcute din iteme dropate de la pariuri, vândute după aceea. Am ținut neapărat să-mi iau aceste două iteme, dar păcat. Și am zis că este o oportunitate foarte bună pentru a face un giveaway. O să vă las și un, poate, tot în acest videoclip o să lipesc faza când am pierdut acei 66 de euro. 63, 62, nu mai țin minte. Oricum o să vedem. Deci da, cam asta a fost cu acest giveaway, vă rog frumos, tratați-l cu maximă seriozitate, pentru că eu o să-l tratez cu maximă seriozitate. Eu am fost Alin, nu uitați să respectați aceste reguli și vă rog frumos, dați un share acestui videoclip, chiar mă ajută, chiar mi-este benefic în perioada aceasta. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, eu am fost Alin, pe data viitoare vă salut, ciao!